Aș avea o întrebare la dumneavoastră. Care mai este statul lucrărilor la liceul Mihai Eminescu? Știu că s-au început de prin 2019 și dacă ne puteți spune și dacă vă puteți implica dumneavoastră mult mai mult ca să finalizeze. Angajamentul constructorului și deocamdată se ține de cuvânt este ca până la sfârșitul lunii noiembrie să finalizeze toate lucrările aici și să părăsească Colegiul Național, clădirile de acolo și să le putem preda, bineînțeles, după ce vom face și dotarea aferentă, practic împreună cu conducerea colegiului și cu profesorii de acolo, deci o să facem și în ultima parte a anului, o să facem și o rectificare de buget. La o rectificare de buget o să adăugăm și sumele pentru dotarea cu mobilier și cu tot ce le trebuie acolo pentru începerea noului an școlar acolo, nu noului an școlar ăsta, vorbesc că în prima parte a anului viitor. Din păcate s-a lungit foarte mult, a fost și COVID, firma a intrat și în insolvență, în administrare judiciară, o mulțime de probleme și pe care să sperăm că au fost depășite. Deci sperăm deocamdată să țin de cuvânt, comanda și tâmplăria, a început să le vină să se poată continua. Mulțumesc frumos! Iar noi eram obligați să facem ceea ce facem astăzi, să aprobăm, pentru că ei nu mai aveau, de la începutul anului, nu mai aveau continuitate acolo.